Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 august 2022. Autoritatea numelui Isus. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 2 Timotei 3, versetul 5. Astăzi vom învăța încă trei lecții importante din întâmplarea cu fiii lui Sceva din Faptele Apostolilor, capitolul 19. Prima. Cei ce sunt în preajma ta nu înseamnă că sunt și de partea ta. Numai pentru că cineva petrece timp cu tine, te admiră și încearcă să te imite, nu înseamnă că este de partea ta. Acești bărbați l-au urmat pe Apostolul Pavel, analizându-i fiecare mișcare și încercând să facă ce făcea el. Dar aveau motive greșite. Ei nu au fost niciodată cu el. Îți faci griji că vei pierde anumite persoane? Încerci mereu să le întreții buna dispoziție? Te întreb dacă vei reuși în viață fără ele? Ioan scrie în prima epistolă, capitolul 2, versetul 19, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Când Dumnezeu îți ia pe cineva care nu are ce căuta în viața ta, încrede-te în el. El știe ce este mai bine. O a doua lecție, mai mulți nu înseamnă întotdeauna mai eficient. Acești 7 bărbați nu au putut face la oaltă ce a făcut un singur apostol împuternicit de Duhul Sfânt. Și nu uita, tatăl lor era mare preot, așa că știau cum trebuiau să se poarte și cum funcționează lucrurile la biserică. Cred că ei au fost ilustrarea versetului, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și a treia lecție, succesul nu este atât de ușor de atins pe cât pare. Fiii lui Sceva și-au făcut apariția spre sfârșitul lucrării lui Pavel. Ei nu au fost prezenți de la începutul lucrării apostolului, atunci când el a fost smerit pe drumul spre Damasc. Și nici nu au fost instruiți 3 ani și jumătate în pustiul Arabiei, la fel ca Pavel. Ei au căutat scurtături. Doar pentru că cineva a scris o carte despre succes, nu înseamnă că poți realiza peste noapte ceea ce autorului i-a luat ani de zile. Iar asta nu din cauză că Dumnezeu nu poate să-ți ofere un succes instantaneu, ci pentru că ai nevoie de timp, de pregătire și, în unele cazuri, de o revizie majoră ca să fii pregătit pentru izbândă.